Și dacă noi suntem acum, credem că suntem țări diferite, cum stau lucrurile, de fapt? Ce se întâmplă, de fapt? Cum crezi tu? Și stăm supărați unii pe alții. Sunt certuri. Da. Sunt cer. Cine are de câștigat din asta? Nimeni. Nimeni n-are de câștigat. Cu certuri nu se rezolvă nimic. Trifan Mihaela, am 9 ani și învăț la liceul teoretic Mircea cel Bătrân. Mă numesc Ana Trifan, am 34 de ani, sunt specialistă în comunicare. Sunt mama a două fete, Mihaela și Alexandra. Noi azi o să vorbim despre o situație complicată la școală, despre Republica Moldova, Transnistria. Ați vorbit vreodată? Nu v-a spus doamna profesoară nimic? Nu. Dar tu știi că bunelul nostru a luptat în războiul din Transnistria, că a fost cândva un război acolo, în anul 92, 1992. Acolo a fost un război. Nu știam. Nu știai? Bunelul nostru acolo a luptat. Pentru că el a încercat să facă ca să nu mai fie pe o țară. A fost un război scurt de 3-4 luni. Și el, cu mulți alți bărbați din Republica Moldova, de aici, din partea asta, din Istru, a încercat să facă așa ca să nu fie două țări. Dar nu a reușit, pentru că erau mai multe forțe de acolo și Rusia s-a alăturat și a trimis armată care să susțină forțele de acolo. Tu crezi că a meritat ca oamenii să moară în acel război? Eu doar să discute. Eu tot așa cred. Rusia întotdeauna s-a uitat așa ca un mătănel la smântânică la Republica Moldova. Are ea anumite interese. Vrea să fie, să controleze aici, ca și cum stă acasă. Dar vrea să controleze niște lucruri aici. În mod special, în Republica Moldova, de partea cealaltă, din Istru. Și atunci s-a folosit de oamenii de acolo. Le-a spus lucruri urâte, lucruri care nu sunt tocmai adevărate, despre oamenii de aici, de peste Istru. Le-a spus că voi sunteți diferiți de cei de aici, că voi vorbiți cam toți limba rusă, unii dintre voi vorbesc limba moldovenească. Da, tu știi că limba moldovenească nu există. Există graiul moldovenesc, da? Că cei de acolo, adică noi, o să vă asuprească pe voi, nu o să vă respecte, ei niciodată nu v-au respectat, că voi sunteți diferiți și hai faceți voi țara voastră aici până la Nistru. Dar ei lasă să stea acolo cu limba lor română, cu alfabetul lor latin. Dar voi vorbiți limba rusă dacă vreți. Voi nu vorbiți limba română, voi vorbiți o altă limbă. Limba moldovenească. Ea sună altfel, se scrie altfel, asta înseamnă că voi sunteți diferiți. Cum îți pare ție ideea asta că există Transnistria, teritoriul Republicii Moldova? Mi se pare nedrept. Ce-ți dorești tu să se întâmple peste 10 ani între Transnistria și cealaltă parte a Moldovei? Oamenii să nu mai creadă că suntem două țări și să putem să ne... oamenii să se mai vadă mai des. A fost sau nu greu să explici, Mihaeli, care-i treaba cu Transnistria? A fost greu. Eu acum mi-am dat seama că trebuia să-i spun mai din timp, pentru că, în primul rând, sunt motive personale și am simțit la un moment dat că vreau să plâng, pentru că mi-am dat seama abia după ce a plecat din viață bunelul ei, că probabil ar fi fost cazul să discute cu el lucrurile astea, când era mai mică, când el era în viață. Poate el îi explica altfel,
Și în al doilea rând, pentru că eu cred că orice mămică, orice tătic, trebuie să le spună copiilor despre ce se întâmplă, fie că e vorba despre mame și tați din stânga Nistrului, fie despre cei din partea dreapta Nistrului. Se vorbește puțin pentru că e oarecum un subiect tabu, părerile sunt prea împărțite, suntem polarizați și a nu vorbi este mai degrabă despre a evita o altă ceartă, dispută dintre oameni. Noi așa cumva suntem obișnuiți să soluționăm problemele toate, mai ales cele politice. Hai mai bine să nu vorbim despre asta. Hai să vorbim despre vreme, despre, nu știu, preferințe, hobby, vinuri, mâncăruri. Să nu vorbim despre lucruri politice, când ele de fapt nu sunt doar politice. Ele sunt despre viață, despre oameni, despre familie și destin.